ce-i cu voi aici? Cine-a pus două șricăre în fața magazinului de aur? Mă rog, probabil băieții s-au fi distrat când am bătut Ardenul, dar sărim peste asta. Bine te-am găsit la un nou episod pe Breasla Haiducilor. Ultima dată mi-a propus Puf să cumpăr morcov de la el și să-i vând aici după ce transform în morcov de aur. Însă, nu prea am încredere în produsele lui. Nu știu dacă folosește erbicide, pesticide, toate prostiile astea, iar eu vreau ca morcovii pe care îi vindem aici la magazin să fie de o calitate extraordinară. Așa că hai să mergem împreună să-i testăm. Am pregătit toate materialele de care am nevoie, însă înainte de a merge la ferma lui Puf, am găsit aici ultima dată o carte cu multishot și unbreaking 3. Am să presupun că n-are nimeni nevoie de ea, nu va ști nimeni că a fost astea aici, n-am filmat chestiile la mine să le dau foc, o să le arunc în altă parte, ascund toate dovezile și m-am făcut cu o carte de unbreaking 3 pentru elitră, acum hai la fermă! N-o să înțeleg niciodată de ce Puf și-a făcut portalul de Nether pe insula alăturată, adică pe lângă faptul că vii vreo 2-3 mii de blocuri prin Nether până în zona asta, mai trebuie să treci și râul, bine, oceanul până aici. Oricum, important este că am ajuns și dacă vreau să-i testez plantațiile astea, îmi trebuie un laborator și nu trebuie să fie la vedere laboratorul respectiv. Îl las pe el să creadă că păi doar ferma lui aici, pe când sub, la un nivel puțin mai adânc, va fi un laborator care va verifica fiecare plantație, fiecare mișcare, da? O planta morcovi, bam, am luat câțiva și m-am uitat la ei, i-am verificat în laborator, uit, la fel, aici pumpkin, melon, orice vrea el să vândă, eu voi verifica chiar și animăluțele. Însă, îmi trebuie un loc, văd că podeaua nu și-o făcut-o, așa că el va sparge un rând, două, poate chiar și un beci la ferma asta, așa că cel mai bine mă duc de aici vreo 20 de blocuri, da? În teorie, în momentul de față sunt destul de jos, adică undeva la vreo 20 de blocuri, exact cum am zis, și voi săpa o cameră de 15 pe 15 și 5 blocuri înălțime. După atâta săpat, am nevoie de o pauză, așa că am luat telefonul să joc Dice Dreams. Ieri îți spuneam de o surpriză și a venit momentul să-ți povestesc mai multe despre ea. Am creat echipa șmenarii în care te aștept să intri, dar trebuie să te grăbești pentru că sunt doar 50 de locuri, iar zilnic, pe parcursul acestei săptămâni, voi trece primii 3 playeri din echipă pe un semn la fântână. Și pe live-ul de duminică voi extrage dintre toți playerii de pe semne un câștigător care va primi un premiu. Așa că ce mai aștepți? Donadează gratuit Dice Dreams de pe linkul din descriere și intră în echipa șmenarii după ce ajungi la al patrulea regat. Acum gata cu pauza, e timpul să mă întorc la treabă. În timp ce lucram la laborator, o intra Puf. Îl aud deasupra mea și sper să nu mă prindă pe aici. Mă mișc rapid, las astea, așa, mi-iau piatră, atât. Și voi face pereții albi. Podeaua rămâne cyan, dar trebuie să ies rapid prin partea aia, așa, prin partea aia ar trebui să fie ieșirea. O lăs să nu iau damage, că nu știu cum are el partea de audio. Colpir are treaba asta, că el aude absolut tot ce se întâmplă în jurul lui. Și sper să nu fie totuși Puf prea suspicios atunci când voi apărea la el la bază. Ok. Așa, nu-l aud, a, deci o plecat din apropiere. Așa, ok, ok, hai că mă duc acum la el. Ei, Puf! Unde ar trebui să fie? Ei, Puf! Ce cauți, mă, la nume de grâu? Nu păi călca grâu, că te crăp! Scuze, n-am vrut. Ai, ce om, tu ne-ai ieșit. Păi, de unde am ieșit? Am venit cu Elytra. Cu Elytra vei dincolo, tu ai venit dincolo. Păi da, că am ajuns până în partea aia, na, rachete de Fly Duration 3, știi cum e. Te tot duci! Am înțeles. Păi da, am venit până la tine, fii atent, am astea și astea. Și facem Eye Offender și mergem în End după șulcăre. Stăteam ca prostul și mă uitam că ai un băț într-o mână și n-am observat că ai în mâna aia alte chestii. Și mă întrebam,
astea și astea ce? Care? Ok. Ok, ok. Da, mergem după șulcăre să ai. Ok, inventarul mi-e curat, e gol. E bine, suntem ok. O să stric un pic aici, îmi pare rău. Da, dau eu cu lopata și îl fac înapoi. Oh, am rămas ăstea. Ok. Ma. Gata, am rezolvat, da? Și ai rezolvat? Da, da, da. Avem 14 eye offendere pentru că vreau să mergem de aici. Păi, da, vreau să mergem de aici să găsim un alt stronghold. Pentru că am nevoie de armor trim-ul din stronghold. Stai un pic să mai dăm o tură. Bam. Op, 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 stai că de aici se schimbă. Te duci încolo un pic. Da, așa. Cum ar fi să fie fix sub templul ăla de gardieni? Uai, și să nu poți să spargi. Da, mai dăm o dată. Op, op, deci e sub noi aici. Zici că e undeva sub noi, ia mai încearcă. Da, 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 ia uite, dacă dau de aici, ai văzut ce bun îs? Fix sub noi. A, și s-o spart. Eu, nu sună bine. Păi nu, că mai e 12, nu? Păi da, dar asta înseamnă că eu nu mai pot să dau. Stai să... Pune bloc deasupra noastră, bloc. Ăla-i. Bun, am pornit și lumina. Oh, bă, 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 nu, 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 nu. Direct în jos te duci, blu. Lasă-mă, bă, un pic să... Nu-mi place să doi în același spațiu. Da, ce are? Eu nu pot să piși de pe hartă. Păi nu-mi plăcea că mă pișcai de fund cu târnăcopul. E, fâs, detalii. Acum și tu. A, îmi place. Oh, oh, diamante. Ai găsit diamante. Măcar tu. Da. Păi nu, tu le-ai găsit. Ei, e fix în librărie. Nu cred, fix în librărie? Da. Nu, aia da. Ne trebuie cărți la ceva sau? Nu, dar ne trebuie asta, cum se numește, cuforul. Aici, a? Okay. Oh, ai armor trim, superb, ăla-i. Nice. Și trebuie să fie și la etaj. Trebuie. Sau n-are etaj asta. Trebuie să pun aici niște ce nu-mi trebuie în cuforul ăsta, uite așa. Nu ne trebuie blocuri, parcă nu? Din ce ține minte? Nu, nu, nu. Trebuie numai să găsim acum portalul. Hai pe sângă atunci. Și dacă nu, ne întoarcem pe cealaltă direcție. Ia dar uite. Nu pe aici am venit? Nu, 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 că ia uite, le-am găsit ăla-i. E, te l-ai. Bă. A. Nu ne trebuie ăla. Uite norocul meu. Uite norocul, puf. Ăsta e norocul meu când caut stronghold. Asta e... Norocul meu. Dar mai nou tot așa le găsești, sincer. Da, pe bune. Înainte găseai, îți trăia numai 2-3, acum îți trăie cât e 10-12. Geronimo! Geronimo! Hello. Hello. Ok. S-o spărea, Teddy, că am pornit portalul. Ia frunze. Ce s-a astea, bă? Mamă, cristale! Ok. Ok, frumos, okay. Frumos. Enderman. Da, Enderman. Iarbă. Copăcei. Drăguț. Good, not bad, not bad, not terrible. Acum întrebarea lui, în care intrăm? Și pe unde intrăm? Aia e chestia, că pe unde intri în portalele astea? Eu deja am găsit, nu știu cum să zic. Ce? End City. Da? Da, păi, hai în față, hai da! Cam modul ăla Distant Horizon, știi? Și mi-arată umbra lor. Eli cu șmecherie. Păi da, am aflat și eu asta când căutam pentru prima dată. Eu te l-ai. A, dar e mic. A, dar nu contează. Cred că Eddie crede că o spawnat. Că am spawnat Wither-ul. Să creadă. Da, 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 să-i zicem că am deschis portalul? A, nu, lasă să creadă. În continuare. Să creadă că a fost, că-i bântuit serverul. Cum se numește mobul exact nou, cel bagă în 1.22 ăsta? The Cricket sau Cricker sau ceva de genul? Hai mă, deschide-te. The Cricket a fost. The Cricket, așa, gata. Da. Bun. Păi, e un pleasc jos. Ok, niște căpățâni din astea. Andrew-ul, mâncața și imata. Pațaș tălpile tale. Fiecare cu nevoile lui. Stai că le sparg și astea de sus. Lotul-i nașpa, dar adună șulcăre. Am adunat, am 14. Oh, forță. Forță, forță, un început promițător.
Ce mai spargem aici? Astea. Așa. Așa, o băiatru. Câte Android-uri ai? Da, numai 4, nu le-am luat pe tăte. Am luat așa. Am luat și eu 10 pentru tine, să fie acolo. Thank you. Crei. Ar trebui să fie mai sus, în partea dreaptă, din ăștia. Și din de care? A, uite, mai văd pe unul acolo. A, lasă că găsim unul mai mare. Hai mă, hai mă, deschide-ți cochilea. Bam. Mă, s-o tădus. Dar n-o dropat. Ba, o dropat. O dropat? Da, du-ți sus. Da, e aici. Du-ți sus atunci. Să văd ce mai aranjăm. Bun. Pe aici. Piatră. Mai vezi vreo unu? Mai vezi vreo umbră? Nu, încă nu mai văd nicio umbră. Hai că dăm rachete. Păi, noi din ce parte am venit? Aoleu, mă întrebi, nu din știu. Partea aia, cred. Deci încolo ar trebui să mergem. Ia. Yeah. În direcția asta, da. La un moment dat o să le văd. Da, încolo. Mergem bine. Nu mă aud, simt cam departe unde ceilalți. Nu contează. Îl bat eu pe ăsta micu. Pac, una bucată ție. Îmi place că din 3-4 lovituri s-o dus. Acum ăsta la alt. Mai au și o elitră în plus acolo. Să fie. Și îmi trebuie pantalonii, nu, aoleu. Aici nimic interesant, bine, o să iau asta. Aurul, chiar dacă am fermă de aur, niciodată nu-i destul. Și băiatul ăsta urât care o tras în mine. Băi, urâtule, fii atent, că tu ești cam figurant aici. Ah, m-au prins, m-au lovit urât. Avem ceva acolo jos? Nu, numai experiență. A, uite cum stau. 4 shulker shell-uri, încă o elitră în plus. Gata, am furat și mă duc să văd ce zice Puf. Pe unde ești? A, acolo aici ești. Aici, înăuntru. Da, da. Vin și eu imediat, trebuie să bat numai doi băieți. Mă așteaptă aici afară. Ata, m-am bătut cu ăștia care rămas într-o inimioară, ești nebun. Serios? Ai grijă. Da, da. Vin. A, gata, am rezolvat pe toți. Ai bătut deja pe toți? Atunci eu vin numai la furat. O să vii la colectat de pe aici, dacă mai puși ceva. Păi colectez endroduri. Le tot sparg. Not bad. Bun. Dar cum? Foarte bun. Cred că facem două stack-uri de șulcăre. Sincer? Probabil ceva de genul, ia, stai așa. Eu cobor, că mă așteaptă băieți aici. De ce nu cobor direct prin mijloc, că nu înțeleg? Păi o luăm și noi încet, aule, n-am fost eu. Nu dai în mine. Nu eu, altul. Stai că ne așteaptă băieți aici. Aule, mă ba băieții, plec, pa! Doamne, ți-ai bătaie așa de ușor, că nu înțeleg. Păi nu mi-e bătaie, m-am lovit odată și am plecat. Your average warrior. L-a lovit odată și a plecat. După ce am lootat câteva incitiuri, ne-am decis să ne întoarcem pe insula principală, însă pentru că nu am găsit niciun portal, am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să zburăm până la coordonatele 0-0. Hai că am ajuns și noi la insuliță. Mă arată bine. Deci o sta băieții ceva să niveleze totul și să mă pun aici la nivel. Puf! Oare mă aude? Nu știu unde e. Stai așa. Nu e rău deloc, mai blu. Nu e rău deloc? Mulțumim frumos că ați zburat cu Haiducii Airlines. Ne revedem cu altă ocazie. Da. Nu uitați să aplaudați. Sper că ați avut un zbor plăcut. Da, au mers. Ai, și pe aici ce? Ok, aici ai stop-ul. Aha. Dacă ai nevoie de ceva, nu cred că își dau băieții seama că am luat noi. A, uite, 1, 2, 3, așa, gata. Îmi trebuie niște emeralde să las la magazinul de armor trimuri. Da. Da, mi-a făcut, de fapt, o să vin la tine. Sau, nu știu, tu unde ai spawn setat? Păi, nu știu sigur unde mi se setat spawn-ul. Cred că mi se setat la... Stai, unde am dormit ultima dată? La fermă. Hai că dacă îi le împărțim aici. Da, ar fi o idee bună să le împărțim aici ca să nu mai am devenit la fermă. Așa. Așa, deci un steak jumate. Atât. Așa. Bun. Da, ales toate tale. Ia-ți diamante dacă îți trebuie, fier, aur. Diamante nu-mi trebuie, fier ar merge, un steak, emeraldele astea am nevoie de ele, armor trimurile așa, restul cred că sunt tale. Mai e ceva ce vrei tu anume? Nu neapărat.
Armor trimuream că am fost pe la tine sau... Ah, super atunci. Deci mă pot schimba, stai un pic. Așa arată un Blaze Gol, în cazul în care vreodată erai curios. El trebuie să se schimbe, bă, băiatul, da, el umblă cu garderoba după el. Păi normal. Așa, n-ai văzut. Dar să le bag la oamenii ăștia un măr aici, în ăsta. A, le bagi un măr? Eu o să le bag un morcov, le bag o torță, stai așa, un craft, două dacă craft. Dacă dai click de data pe el nu iese, nu cum scoți, cu shift click de data sau cum trebuie scoți? Să spargi. Ai, de pui da. Mei. Eu le umplu cu piatra acum. Așa. N-am înțeles așa. Ce om. Dar pe ce are? Dacă tot am prea multe chestii în inventar, le dau și lor. Din puținul meu, îi răsplătesc și pe ei. Adevărat. Bine, mi-am aruncat fundul în portal. Da, na bun. Ne auzim, Puf, mi-a făcut plăcere să fac afaceri cu tine și o zi în continuare să ai. Da, da, nici mie. O să te mai aștept pe la mine pe la fermă să-ți dau morcovi. A, da, da, da. Te gândești tu să-mi faci o ofertă cât e un shulker de morcov și discutăm. Yes. Na bun, hai da! Da, am ajuns aici și trebuie să aștept până iese Puf, după care voi merge să continui laboratorul la fermă. Am observat că Puf a rămas AFK la fermă, așa că m-am decis să continui lucrul la laborator. Am terminat pereții, tavanul și acum urmează primul spațiu și anume voi face o zonă aici. Cum vine? Cred că până în partea asta, cam așa ceva. Voi face o zonă de microscoape. Două microscoape, lejer, puse așa frumos în părțile astea și numai bine voi putea verifica de început ce... Așa, cum arată morcovii și pe lângă morcov cum arată grâul, dacă o pus ceva pe ele, dacă e tot ok și mărimea mesei va fi ceva de genul, cred. Da, ceva de genul ar trebui să fie ok și ca să nu intre nimeni voi pune așa ceva, o bandă de... galben cu negru, atât, dintr-un capăt până în celălalt. Deci mă gândesc ca fiecare zonă să fie înconjurată cu o bandă de asta. Și acum apă peste tot să transform concretul. Atât, am rezolvat și acum ar trebui să vină cele două microscoape. Și cum se face un microscop? Ei bine, ar trebui să craftez două chiseled deep slate. Unul vine în partea asta, unul vine în partea asta. Apoi, mi-ar trebui două hopere, dar n-am cufere pe aici. Aoleo, de ce am lăsat cuferele lui Puf? Trebuie să mă duc până sus, craftez și eu două cufere, după mă întorc. Dar, până una alta, mai am nevoie de două scări d-astea, una în spate aici, una din coace, două mânere, atât pentru lumină la microscop, direct deasupra, hopperul va veni aici și din hopper voi pune atât pe dreapta cât și pe stânga două lining roduri. Acum trebuie să fac hopperele alea fără ca Puf să mă vadă sau să mă audă. Am craftat rapid două cufere, sper să nu se prindă Puf că i-am luat niște lemn, iar pe lângă asta am adunat wheat plus un morcov. Acum m-ar interesa în felul următor să craftez unde îs două hopere, da? Și atunci vine unul pus în partea aia, după care celălalt pus exact așa. Iar acum voi pune două bucăți de glass. Prima bucată aici și a doua bucată în partea asta. Dar în Ender Chest ar trebui să am ceva ca lumea, statues versiunea 2.8. Item frame invizibil, în partea asta la altă la fel, item frame invizibil. S-a pus? Nu s-a pus. Băi, pune-te invizibil, item frame, gata. L-am rezolvat și în partea de jos, aici, prima dată grâul, băi, pune-te acolo și în partea asta la altă morcovu. Păi nu mă interesează morcovii momentan, am să-l întorc să stea ca lumea și... uite pe aici, așa, așa, așa. Măi, e bun, da? Deci plantația asta de morcovi sună bine. Am să cumpăr de la el. La partea de grâu
Da, aparent și la partea de grâu e bine, dar tot îl prind eu cu ceva. 100% va da cu pesticid mai târziu. Sunt sigur că, până la urmă, tot îl prind pe puf că face scheme de-astea cu fermele lui. Dar cine știe, poate acum așa la început până cumpără oamenii. Am aflat că morcovii lui Puf nu stropiți cu nimic, așa că o să-i cumpăr multe șulcăre, însă îmi trebuie și aur să le transform în morcovi, așa că trebuie să mai stau afecat la fermă.